doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor din presa, online și televiziuni locale, mulțumim în primul rând domnului premier Ludovic Orban pentru prezența la depunerea jurământului a președintelui Consiliului Județean, domnul Beanu Dumitru. Mulțumim de asemenea doamnei prefect Matei Aneta și, nu în ultimul rând, domnului Dan Moteanu, președintele Partidului Național Liberal Giurgiu. Prin încheierea pronunțată la data de 13 octombrie 2020, în dosarul numărul 1466/122 din 2020, Tribunalul Giurgiu a dispus validarea mandatului de președinte al Consiliului Județean Giurgiu al domnului Beanu Dumitru. Prin urmare, îl invit pe domnul Beanu Dumitru să depună jurământul de credință față de cetățenii județului Giurgiu. Mulțumesc! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și în puterea mea pentru binele locuitorilor județului Giurgiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domn președinte, preluați conducerea ședinței. Stau și-o jos? Da. Nu că simți nevoia, dar să nu zică cineva că vreau să ocup etajul superior. Domnule prim-ministru, domnule președinte Dan Motreanu, doamna prefect, stimați colegi, domnilor prezenți, poate și sigur viitor parlamentari, onorați reprezentanții ai presei, e un moment important pentru județul Giurgiu, un moment dificil pentru societatea românească și pentru comunitatea din Giurgiu, un echilibru fragil pe care trebuie să-l susținem în fiecare zi, datorată în mare măsură pandemiei, care afectează sănătatea unui număr din ce în ce mai mare de români. Iar pe de altă parte, vorbim de eforturi conjugate ale noastre ale tuturor, pentru ca în toate domeniile de activitate să putem avea în fiecare zi tot ceea ce ne dorim pentru noi, familiile, cunoștințele și prietenii noștri. Ne străduim ca totul să fie bine, înțelegem ce misiune foarte dificilă avem în continuare, Consiliul Județean trebuie să rămână o instituție deschisă, apropiată de giurgiuveni, care cunoaște problemele din trecut sau le va identifica foarte repede și va veni cu soluțiile așteptate. Avem o nouă administrație municipală, alături de care suntem geografic și va trebui să fim și în fapt. Avem 75% dintre locuitori cantonați în mediul rural, comune care au nevoie de utilități, de o infrastructură care să transforme statul românesc într-un model exact după standarde occidentale. Este evident că avem alături de noi președintele Partidului Național Liberal și primul ministru al României, ceea ce presupune că vom avea un sprijin consistent în toate demersurile noastre dedicate locuitorilor județului Giurgiu. Mai mult decât atât, singurul europarlamentar din județul Giurgiu, domnul președinte Dan Motreanu, a fost, este și va fi alături de noi cu sfaturi, cu recomandări, cu proiecte și susținerea și finanțarea lor pe întreaga perioadă a exercițiului bugetar european următor. Mulțumim tuturor celor care au participat la procesul electoral, tuturor celor care au avut intenția sau vor face acest lucru la alegerile din 6 decembrie, pentru că sunt locuitorii acestui județ pe care îi respectăm și cărora le suntem datori. Eu țin în mod deosebit să vă mulțumesc dumneavoastră în avans, pentru că sunt convins că, dacă nu până la alegeri, sigur după aceea, toate controversele, disputele, subiectele pe care le vizăm și le interpretăm diferit se vor atenua. Sunt sigur că vom face o echipă care își va demonstra în următorul mandat determinarea și va recompensa încrederea pe care locuitorii județului Giurgiu ne-au arătat-o, ne-au acordat-o și pentru care ne susțin în toată această perioadă următoare. Vă mulțumesc foarte mult și vă asigur de toată disponibilitatea mea pentru orice problemă importantă pentru fiecare dintre locuitori sau pentru întreaga comunitate. Mulțumesc! Am ținut să fiu prezent la constituirea Consiliului Județean Giurgiu
Am fost apropiat de-a lungul activității mele de județul Giurgiu. Am colaborat cu proaspăt realesul președinte al Consiliului Județean, Dumitru Beianu, care a mai girat 4 ani de zile funcția de președinte al Consiliului Județean și nu-și va face ucenicia în această funcție, știe ce are de făcut și are un program extrem de serios. Prezența mea aici este un mesaj transmis de dialog, de cooperare, de sprijin din partea Guvernului pentru proiectele importante ale județului Giurgiu și ale municipiului Giurgiu, de susținere pe tot ce înseamnă capacitatea de a atrage resurse atât de la nivel guvernamental cât și de la nivel european. Gândiți-vă că exercițiul financiar multianual 2021-2027 și Planul Național de Reziliență și Recuperare vor crea posibilitatea accesării de resurse financiare extrem de importante, atât la nivel guvernamental, cât și la nivel județean și la nivel local. Sigur că întotdeauna când mă gândesc la Giurgiu, am așa o tresărire, că nici până acum nu e gata podul de la Grădiștea. Și vreau să garantez aici că totuși podul de la Grădiștea, care e pe cea mai veche cale ferată românească, care a ferată Giurgiu București, va redeveni funcțională și de asemenea va fi modernizată alături de întreg coridorul nou feroviar care face legătura de la Giurgiu până la Albița. De asemenea, portul Giurgiu are nevoie de investiții semnificative care trebuie combinate cu investițiile pentru asigurarea navigabilității Dunării pentru a putea fructifica la maximum acest avantaj unic pe care îl are România de a fi o poartă de intrare, ieșire în Europa și mai ales de a avea cea mai importantă axă de transport fluvial din Europa, care face legătura între Marea Neagră și Marea Nordului. De asemenea, o serie de alte proiecte care știu că deja am discutat cu colegii mei, vor avea sprijinul Guvernului și vom fi implicați în implementarea lor și în realizarea lor cât mai rapidă. Domnule președinte Beianu, stimați consilieri județeni, vă doresc un mandat de 4 ani.